posturile scoase la concurs de penitenciarul Giurgiu se bucură de succes, la fel ca și cele din cadrul poliției. Mai bine de două săptămâni, toți cei care își doresc să lucreze în sistemul penitenciarelor au avut posibilitatea să depună o solicitare în acest sens. Ieri sesiunea de înscriere s-a finalizat, iar astăzi reprezentanții instituției au făcut publice datele cu privire la numărul celor înscriși pe posturi. Pentru posturile de agent operativ bărbați avem 236 de înscriși pentru posturile de bărbați. Pentru posturile de femei, cele patru posturi, sunt 123 de solicitări. Pentru cele două posturi de asistent medical, un număr de 20 de solicitări. Pentru postul de asistent medical stomatolog, o solicitare. Iar pentru cele două posturi de ofițer psiholog, un număr de 11 solicitări de înscriere în concurs. Pentru că primul pas a fost făcut, acum candidații trebuie să parcurgă probele concursului. Competiția va fi compusă din proba medicală, testare psihologică, o probă la calculator, o probă sportivă, un interviu și o probă scrisă. Potrivit liderului de sindicat, prima probă este testarea psihologică, care se va desfășura la penitenciarul Rahova. Data când aceasta va fi susținută de către candidații de la Giurgiu va fi făcută publică pe site-ul instituției.